Pentru seara aceasta, Domnul mi-a pus un cuvânt pe inimă, îl găsim în Judecători, capitolul 6. Vă invit să ne ridicăm în picioare, citim pasajul acesta care în această seară ne va sluji ca și învățătură. Vom citi de la versetul 11 și vom conclude în versetul 16. Nu vom citi întreg textul, însă aceste versete, Judecători, capitolul 6, dacă se poate afișa de la versetul 11 la 16, un cuvânt al lui Dumnezeu care ne vorbește și spune în felul următor. Apoi a venit îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul din Ofra, care era lui Ioas, din familia lui Abiezer. Gedeon, fiul său, bătea greul în teasc ca să-l ascundă de Madian. Îngerul Domnului i s-a arătat și i-a zis, Domnul este cu tine, viteazule. Gedeon i-a zis, rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni se întâmplă toate aceste lucruri și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun, nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâna lui Madian. Domnul s-a uitat la el și a zis, du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Gedeon i-a zis, rogu-te, Domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Versetul 16 spune în felul următor. Domnul i-a zis, eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Amen. Haideți să plecăm capete la rugăciune. Am să mai înalț o rugăciune spre Domnul, mă însoțiți în rugăciunea aceasta. Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus Hristos venim înaintea Ta cu mulțumire. Îți mulțumim, Doamne, pentru momentele pe care le-am petrecut, Doamne, în prezența Ta, în închinare și îți mulțumim, Doamne, că Tu ți-ai făcut simțită prezența. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ești un Dumnezeu care de fiecare dată când copiii Tăi strigă spre Tine și se închină înaintea Ta, Tu ești acela, Doamne, care îți faci simțită prezența, Doamne, și îți mulțumim pentru lucrul acesta. Îți mulțumesc, Doamne, că în seara aceasta ai în vedere, Doamne, să ne vorbești în continuare. Ai în vedere, Doamne, să ne ridici și de aceea Te rog, Doamne, fă ca cuvântul Tău să aducă nădejde, să aducă speranță, să aducă claritate, Doamne, și fiecare dintre noi, indiferent, Doamne, în contextul în care ne aflăm, Tu, Doamne, să ne scoți de acolo biruitor, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că în seara aceasta Tu ești acela care ești gata, Doamne, să schimbi vieți, Doamne, și ești gata, Doamne, ca să mai scrii nume în cartea vieții. De aceea mă rog, Doamne, că acolo unde cer rău se luptă, Doamne, ca să aducă confuzie, acolo unde cer rău se luptă să aducă, Doamne, necredință, acolo unde cer rău, Doamne, se luptă să aducă nesiguranță, în numele Tău mă rog să fie falimentat orice plan demonic. Tu ești un Dumnezeu al puterii, Doamne, un Dumnezeu, Doamne, care totdeauna ești gata, Doamne, să ne ridici din orice stare, Doamne, și din orice lucru, Doamne. De aceea în seara aceasta mă rog, Doamne, ca prin puterea Duhului Tău cel Sfânt să nimicești, Doamne, orice plan demonic. Și, Doamne, dacă în locul acesta există oameni care au nevoie de nădejde, mă rog să le dai nădejde. Dacă sunt în locul acesta, Doamne, oameni care au nevoie de speranță, Tu care ești nădejdea și speranța noastră, mă rog în această seară prin Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, să ne dai speranță, Doamne. Dacă există, Doamne, în locul acesta oameni, Doamne, care nu știu încotro să meargă și se află la intersecția vieții, Tu care ești direcție, Doamne, Tu care ești călăuzitorul nostru, în această seară mă rog, Doamne, ca să aduci lumină, Doamne, și să dai, Doamne, direcție și sens vieților noastre. Dacă în locul acesta există cineva bolnav, Tu care ești Dumnezeu Rafa, Dumnezeu care ne vindeci, în numele lui Iisus Hristos, mă rog, Doamne, mai vindecă în seara aceasta. Fă să se cunoască că aici la speranța, Doamne, Tu ești prezent, Doamne, și Tu ești gata, Doamne, să ridici, să întărești, Doamne. Ești gata să dai la o parte orice lucru, Doamne, de aceea proslăvește-ți numele de Dumnezeu, Doamne. Mă rog, Doamne, Doamne, dacă în locul acesta mai sunt persoane, Doamne, care stau, Doamne, și nu știu ce trebuie să facă, ce să aleagă, Doamne, mă rog în această seară, Doamne, vorbește-le, Doamne, ca să Te aleagă pe Tine ca Domn, ca Stăpân, ca putere și autoritate în viețile lor, Doamne, și îți mulțumim că Tu ești acela, Doamne, care vei face mai mult decât știm noi să cerem. Mă rog în seara aceasta, Doamne, proslăvește-ți numele de Dumnezeu și noi îți mulțumim, Tată, Fiule și Duhule Sfinte, vecii vecilor. Amin. Vă rog, respectuos, să ocupați locurile. Pentru seara aceasta, stimată biserică, Domnul mi-a pus un cuvânt pe inimă, am ajuns puțin mai repede, stăteam de vorbă cu fratele Paul în birou puțin și îmi spunea de contextul în care vă aflați și printre altele îi spuneam, frate Paul, pentru seara aceasta Domnul mi-a pus un cuvânt pe inimă, știam de multă vreme că o să ajung la dumneavoastră, însă în urmă cu câteva săptămâni tot m-am rugat
înaintea Domnului, ca Domnul să mă călăuzească și într-o seară Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îmi dă mesajul acesta și titlul predicii din seara aceasta pentru noi, pentru toți care suntem aici în seara aceasta, călăuzirea în nesiguranță. Și repede l-am scris jos ca nu cumva să uit titlul mesajului și să uit ceea ce de fapt Domnul avea în vedere să ne vorbească fiecăruia dintre noi. De aceea mesajul nostru din seara aceasta este călăuzirea în nesiguranță. Bineînțeles că ceea ce vreau să clarific de la început este că Dumnezeu nu ne călăuzește în nesiguranță, ci felul în care Dumnezeu este acela care ne călăuzește și ne scoate din nesiguranța vieții, indiferent de contextul în care ne aflăm, Dumnezeu este acela care totdeauna are metodele sale să ne scoată din nesiguranță. Când vorbim despre nesiguranță, bineînțeles că cei mai mulți dintre noi am avut de-a face cu nesiguranța și unii dintre noi poate încă chiar sunteți în condiția aceasta a nesiguranței. Și această seară vom vedea soluțiile pe care Dumnezeu le are pentru fiecare dintre noi. Pentru că, așa cum spuneam, nu la voia întâmplării, suntem la speranță aici unde Domnul totdeauna aduce speranță. Dumnezeu este acela care de fiecare dată pentru viețile noastre are metodele prin care El ne scoate din circumstanțele în care, atenție, El de cele mai multe ori ne îngăduie să fim. Știm că viața ne rezervă foarte multora dintre noi anumite enigme și în enigmele acestea când începem să ne aflăm ne dăm seama că în fața unor provocări cei mai mulți dintre noi parcă nu putem să facem față, uneori nu că ne-am avea soluțiile, dar parcă nu cunoaștem soluțiile sau undeva soluțiile acestea sunt ascunse de noi ca să putem să ieșim, însă în această seară ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și o să învățăm câteva dintre lucrurile pe care Sfânta Scriptură ni le relevează fiecare dintre noi și vom învăța în seara aceasta felul în care Dumnezeu ne călăuzește din nesiguranță. Nesiguranța, așa cum spuneam, este nu un sentiment, ci este o condiție în care foarte mulți dintre noi ne-am putea să ne aflăm. Suntem uneori nesiguri cu privire la ziua de mâine, la felul în care poate o să ne plătim facturile, în felul în care poate se vor derula lucrurile în dreptul nostru sau în dreptul celor dragi. Nesiguranța aceasta nu că joacă un rol așa de important în viața noastră, dar ea poate să atingă foarte multe domenii ale vieților noastre, de la domeniul familiar, la domeniul social, la domeniul economic, la domeniul financiar, la alte domenii foarte importante prin care noi ne desfășurăm activitatea fiecare dintre noi. Iar dacă nu știm felul în care Dumnezeu este gata să ne scoată de acolo, s-ar putea tot așa să zăbovim ca într-un labirint în care tot găsim exitul afară sau ieșirea afară și să ne învârtim tot roată fără să ne dăm seama că de fapt Dumnezeu este acela care poate să ne scoată afară din labirintul nesiguranței. Nesiguranță mai poate să înseme și alte sinonime ale nesiguranței, nu că nu le știți, dar doar ne aducem aminte ceea ce mai poate să însemne lipsă de siguranță, dubiu, poate să mai însemne ezitare și uneori ezităm în a face bine și ezităm în a face anumite lucruri tocmai datorită nesiguranței, îndoială, șovăială, poate să însemne foarte multe lucruri cu care mulți dintre noi ne confruntăm și mulți dintre noi nu știm exact ce trebuie să facem. De aceea am ales pasajul acesta și o să vorbim despre Gedeon, un om care, la fel ca și noi, trăia într-o circumstanță destul de dificilă pentru generația sa, însă în contextul în care omul acesta se afla, Biblia vine și ne vorbește că Dumnezeu, la un moment dat, Domnul Iisus Hristos, pentru că ori de câte ori o veți vedea în Scriptură Îngerul Domnului și Îngerul Domnului primește închinare din partea celui în fața căruia apare, veți vedea în Vechiul Testament lucrul acesta frecvent, nu toți îngerii primesc închinarea, dar toți îngerii care au primit închinare, lucrul acesta este o teofanie a Vechiului Testament, o apariție sub formă angelică a Domnului Iisus Hristos în Vechiul Testament. Pentru că singurul care totdeauna primește închinarea, îngerii nu primesc închinarea niciunuia dintre noi, singurul care primește închinarea noastră este Cel care este Domnul și Stăpânul vieților noastre, numele Lui este Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Său. Și Biblia vine și ne învață lucrul acesta, de aceea o să mă refer, ori de câte ori voi face referință la Îngerul Domnului, vor vorbi despre Domnul Iisus Hristos, pentru că El este acela care în toate contextele vieții, așa cum spuneam, deși Dumnezeu este acela care uneori îngăduie să ajungem în anumite contexte ale vieții, în fața cărora foarte mulți dintre noi
poate să fim falimentari, Dumnezeu nu îngăduie anumite contexte în viața noastră ca să ne distrugă viața, nici ca noi să ajungem, așa cum o să vedem în seara aceasta, din confuzie în alte stări mai grele, în fața cărora chiar că nu știm cum să ieșim, ci Dumnezeu este acela care totdeauna, în momentul când îngăduie anumit lucru în viața noastră, indiferent de natura Lui, Dumnezeu este acela care fiecare dintre noi își dorește să învățăm anumite lucruri și să putem la următorul examen, la următoarea etapă a vieții, următorul context, să putem să gestionăm bine contextul acela. Pentru că așa cum se cânta în seara aceasta, așa cum am fost îndemnați în seara aceasta, Dumnezeu este acela care în mod continuu, în mod activ, crește viețile noastre. Și în fiecare zi suntem transformați de Duhul lui Dumnezeu înspre mai bine, înspre mai bine, și viața noastră și umblarea noastră cu Dumnezeu este o umblare ascendentă, nu una care intrăm în regres, ci așa cum o să vedem în seara aceasta, Dumnezeu este acela care totdeauna ascendent ne călăuzește și își dorește să creștem mai mult și mai mult în a-L cunoaște pe El și își dorește ca mai mult și mai mult să fim oameni biruitori, să fim oameni aceia care să fim eficienți în lucrarea lui Dumnezeu, pentru că uneori ne uităm la viața noastră, ne uităm la felul în care lucrurile s-au derulat în viața noastră și lucrul acesta poate să creeze un tipar de gândire și tiparul acela de gândire poate să creeze un ciclu în viața noastră și să mergem totdeauna din faliment în faliment, uitându-ne la noi cu neputințele noastre, cu toate stările noastre și să spunem că noi nu suntem capabili să facem ceea ce Dumnezeu ne-a chemat. Ei, Biblia ne vorbește că la un moment dat Îngerul Domnului, adică Domnul Iisus Hristos, apare la Gedeon într-un context destul de ciudat. Timp de 7 ani de zile spune cuvântul lui Dumnezeu că întreg poporul evreu avea un faliment. Timp de 7 ani de zile, de fiecare dată când își puneau în grădinile lor, își cultivau grădinile cu porumb, cu grâu, cu, cum zicem noi la Bihor, cu porodici, cu piparcă, cu ardei, cu ceapă, cu ai și ce-și mai puneau ei acolo și erau gata să le scoată de acolo. Vă dați seama că vinea Madian, poporul acesta numeros, era un popor barbar, era un popor foarte, foarte puternic din anumite perspective și de fiecare dată când poporul evreu trebuia să-și culeagă roadele, poporul acesta venea, Madian, și cotropea țara. Nu doar că cotropea țara și le luau absolut toate posesiunile și tot ce aveau, dar istoria vorbește despre ei și Biblia ne relatează câteva adevăruri în fața acestui popor. Poporul evreu totdeauna fugea, totdeauna se ascundea în crepăturile pământului, fugeau în peșteri, fugeau la distanță, nu cumva să mai dea ochi cu poporul acesta, tocmai datorită faptului că poporul acesta era așa de fioros și așa de barbar, încât când prindeau pe bărbații cei mai puternici din poporul evreu, pe cei care erau cei mai puternici ca să bage frică în ceilalți, majoritatea bărbaților erau cu ochii scoși, le scoteau ochii și îi foloseau doar la anumite munci ale lor. Pe unii dintre ei, spune tradiția și istoria, că îi beleau de vii ca să bage mai multă spaimă în alți oameni și alte lucruri greu de imaginat că puteau să facă poporul acesta barbar. Acum imaginați-vă că timp de 7 ani de zile, spune cuvântul lui Dumnezeu că Israel era falimentar în fața acestui popor. Și am stat și m-am gândit de ciclul acesta de 7 ani de zile. Adică s-a repetat în fiecare an același lucru, același lucru. Și haideți puțin să revenim înapoi, să revenim la noi și apoi o să mergem mai departe. Imaginați-vă că foarte mulți dintre noi, deși suntem copiii lui Dumnezeu, am încheiat legământ cu Domnul în apa botezului, unii dintre noi ne-am întemeiat familie, unii dintre dumneavoastră ați ajuns să fiți bunici, așa cum sunt și eu, la mulțumesc frumos la fel, și imaginați-vă că dintr-o dată îți dai seama că în viața ta și în familia ta există un ciclu care merge în fiecare, poate lună, în fiecare 2, 3 luni, 5 luni, se întâmplă același faliment, același faliment, același faliment. Și spui întrebarea aceasta, Doamne, dar de ce? Pentru că chiar te iubesc, chiar vreau să te slujesc, chiar vreau să fac bine, chiar vreau, Domnul meu, Doamne, ca să pot să progresez și îți dai seama că există un ciclu care merge totdeauna defavorabil pentru tine și pentru familia ta. Poate că ai început mai multe business-uri și nu ți-o mers nimica. Poate de fiecare dată când ai prins un job bun, ai văzut că
merge o lună, două, trei, patru, cinci și dintr-o dată îți dai seama că nu mai merge lucrurile. Poate că ai văzut că relațiile care încerci să le croiești și să le închegi, îți dai seama că nu poate să meargă. Și alte lucruri, poate care se întâmplă în viața noastră. Și toate lucrurile acestea nou ne spune că undeva există o criză, există o problemă, există ceva. Dar nu numai asta e marea problemă, că am avut anumite falimente. Însă aceste falimente de cele mai multe ori în viața noastră ne aduce nesiguranță. Și nesiguranța este o condiție, nu este o stare, este o condiție foarte greu de gestionat, pentru că de aici începe să derive foarte multe efecte care noi începem să le experimentăm. De la frică, de la faptul că nu mai avem uneori credința necesară, de la faptul că uneori trăim tot felul de chestiuni în fața cărora foarte mulți dintre noi tremurăm, faptul că dintr-o dată putem să avem teamă, faptul că uneori nu mai avem încrederea necesară în noi înșine și în Dumnezeu și alte lucruri care pot să derive de aici din nesiguranța aceasta. De aceea ne vom uita în cuvântul lui Dumnezeu și unul dintre lucrurile care aș vrea să ne ocupăm în mod deosebit la primul punct care vreau să-l subliniez pentru noi în această seară este faptul că nesiguranța totdeauna te va conduce la confuzie. De aceea noi nu avem voie să rămânem într-o stare de nesiguranță, pentru că totdeauna nesiguranța aceasta te duce în starea de confuzie. Și confuzia din nou este o chestiune foarte greu de gestionat pentru fiecare dintre noi. Acum fiecare dintre noi ne-am dat seama că într-un moment al vieții a fost într-o anumită măsură confuz. Și când am fost confuz, ne-am dat seama că dintr-o dată am început să ne stresăm, am început să avem panică, am început să avem anxietate, am început să avem tot felul de stări, am fost foarte repulsiv față de cei din jurul nostru, tocmai datorită faptului poate ai mers cu mașina undeva și ai început să te pierzi, nu? Nu e așa că ni s-a întâmplat oricăruia dintre noi și ți s-a pierdut și semnalul de la telefon, că numai atunci când pierzi semnalul de la telefon începe GPS-ul ăla să se ducă în toate părțile și nu mai știi nici unde ești, dar nu mai știi nici el unde ești, că se pierde conexiunea. Ei, din punct de vedere spiritual, cam așa este și confuzia aceasta care uneori vine la nivelul minții noastre. În momentul în care pe verticală cu Dumnezeu undeva se întrerupe conexiunea cu Dumnezeu, începem să fim confuzi. Și când ești confuz, nu-ți mai cunoști identitatea, nu mai cunoști ceea ce poate Dumnezeu să facă pentru tine, te uiți la tine și îți dai seama că n-ai nicio putere și nu poți să faci absolut nimic și lucrul acesta nu te favorizează, ci te defavorizează, pentru că asta este una dintre lucruri pe care diavolul totdeauna urmărește ca să le facă. În urmă cu ceva timp primesc un telefon de la un domn, de la un frate, de fapt, mai bine spus, din părțile noastre ale Bihorului și la un moment dat mă sună fratele respectiv și zice, frate Dariu, zice, te rog frumos, zice, să te rogi pentru mine și pentru fiul meu. Și am zis, sigur că da, ne rugăm pentru toată lumea. Dar care sunt motivele pentru care vrei să ne rugăm? Am spus, fii mai specific puțin. La care respectivul frate zice că termine în felul următor. Zice, frate, zice, în urmă cu o zi, nu mai rețin, sau două zile, zice, la mine, acela port, a venit unul, zice, o bătut la ușă și direct așa, plen în față, mi-a zis în felul următor. Zice, nu se treacă maxim trei zile, ori tu, ori fiul tău, ori o să muriți, ori o să înceapă să vă mânce cancerul. La care omul nostru foarte frapat de declarația aceasta, zice, mă omule, dar tai că nici măcar nu te cunosc și zice, nici nu știu de ce vrei să spui. La care respectiv om zice felul următor, pentru că fiul tău a avut o problemă cu mine și nu și-a rezolvat problema, eu am fost la vrăjitorul meu. Vrăjitorul meu, zice, cel mai puternic vrăjitor din toată zona asta. El când face vrăjitorie, zice, nu trece două, trei zile că cel pe care face vrăjitorie începe să simte efectele vrăjitoriei, zice, și așa că am fost la el și am pus vrăjitorie pe voi și zice, o să vă mânce cancerul, ori să mereți în pământ mai puțin de trei zile sau în trei zile maxim. La care fratele nostru, foarte speriat, au zis către mine în felul următor, zice, frate, dar se rog, roagă-te pentru noi, zice, ai auzit, zice, pe Cilac, ce-o zis către mine, știți, acum vă, așa, termin bihorenești, da? Dau seama că ăștia care zâmbiți, ziceți de la Bihor. Și zice către mine, sau aveți rădăcini de la Bihor, zice către mine, zice, ai auzit, zice, pe Cilac. Eu am zis foarte liniștit, așa, zic, da, am auzit, și care e problema? Dar zice, dumneitale, te-ai rugat, da, zice, dă-mi pace, zice, dar n-am eu putere și mă rog eu, zice, împotriva acestui lucru. Aici zice, trebuie să fie cineva puternic cu daruri spirituale. Vă dați seama că l-am auzit ce confuzie exista în mintea lui. Am zis că te-ai, dar nu te supăra, zic, dar a fost la biserică. O, zice, dă-le pace și la ceea, zice. A pușat ce-i lipsit de putere, zice, niciunul nu are putere. Apoi atunci, vă dați seama că mi s-a agitat, nu, am început, nu să mă agit, ce, să fiarbă apa radiator.
așa pe termenii noștri. Și am zis că te da frate, dar nu te supăra, zic, dar cum adică biserica zic că n-are putere, că doar Biblia ne spune clar și categoric că porțile morții, și chiar s-au cântat în această după masă, în seara aceasta, de faptul că porțile morții și moartea nu poate niciodată nici diavolul să biruiască ce? Instituția aceasta bisericească, biserica, nu clădirea, ci organismul acesta viu care este alcătuit din fiecare dintre noi care l-avem pe Iisus Hristos ca Domn și ca Mântuitor. De ce? Că suntem noi grozavi? Nu, nu, nu. Pentru că Iisus Hristos este acela care a biruit pe diavolul, slăvit să fie Domnul. Și atunci vă dați seama că, dintr-o dată, mi-am dat seama de confuzia care omul acesta o avea, de felul acesta, dar ăsta e doar un exemplu simplistic, pe care foarte mulți dintre noi, când vorbim despre confuzie, ne dăm seama că într-un moment al circumstanței vieții noastre, indiferent de natura lui, ne-am dat seama că foarte mulți dintre noi ne-am asociat cu omul acesta. Ne asociem undeva, ne asimilăm cu el, tocmai datorită faptului că și viețile noastre există foarte multă incertitudine, există multă nesiguranță, există confuzie. Ne este greu uneori să ne rugăm pentru oameni, dar nu numai dumneavoastră ca și biserică, că nu spun lucrul ăsta nu așa cu o chestiune foarte superioară, ci dezamăgit de ceea ce noi ca națiune, noi ca și popor al Dumnezeu uneori trăim. Mi-am dat seama că unii slujitori sunt foarte sceptici cu privire când este gata momentul acela să se roage pentru alți oameni. Am fost chemat într-o biserică mare, una dintre cele mai mari din România, nu vă spun locul că nu asta e important și lucrul acesta, dar era undeva la vreo 18 slujitori, tot așa din ăștia cu epoleți. Eu când m-am uitat, eu cel mai tânăr dintre ei, să le predic la ăștia, mă zic, Doamne, cum a fi? La sfârșit, de fapt, la început zice păstorul către mine, frate Darius, dacă simți de partea Domnului, zice, să faci chemare să ne rugăm pentru oameni. Nu! Zic, numai dacă Domnul îmi pune lucrul ăsta pe inimă. Și imaginați-vă că a fost acolo, am predicat, oamenii au fost atinși, au venit o sumedenie de oameni în față. La un moment dat am zis către noi, haide să vă rugați. Nu, zice, du-te tu și roagă-te. E numai de la distanță, numai așa. Eu zic, man, dar ce se întâmplă aici? Hatember, ce-i bai aici? Dar vă dați seama că dintr-o dată am stat și m-am gândit, bă, ce tipare de gândire au oamenii ăștia în mințile lor, slujitori care ar trebui să fie acolo și să spună mâinile peste oameni și să ne rugăm, că Biblia spune că ce este noi este mai mare și mai tare ca ce este lume, slăvit să fie Domnul, dar datorită tiparelor de gândire și confuziei, foarte mulți oameni din nefericire trăiesc în felul acesta, pentru că orice nesiguranță, orice context al nesiguranței, dacă nu-ți rezolvi lucrul ăsta repede, te va duce încet, încet, te va duce spre confuzie, iar când confuzia vine, ea va începe să se manifeste în foarte multe feluri în viața fiecăruia dintre noi. Uitați-vă ce sceptici suntem foarte mulți dintre noi cu privire la anumite lucruri, cu privire la numărul 13, cu privire la pisica neagră, cu privire la sora 13, mai știu cu ce, toată lumea. Eu zice, o zice cineva, zice, eu zice la hotel, la mine zice, nu am pus numărul 13 la cameră, dar zice, că nu vine nimeni, zice, să, când aude de numărul 13, zice, nimeni nu vrea să doarmă acolo. Nu zic, încă așa ceva. De ce? Pentru că, din nefericire, mințile noastre au fost amprentate cu tot felul de chestii care, hai să fim realiști, ne desconsiderăm noi înșine și ne facem un defavor tocmai datorită faptului că tiparele de gândire ne descalifică. Uitați-vă la Gedeon. Biblia spune că Domnul Iisus Hristos apare și zice, Domnul este cu tine, veteazule. Și parcă îl văd pe Gedeon că se uită în stânga, se uită în dreapta, se uită în spate, zice, cu siguranță nu vorbești cu mine, cu siguranță vorbești cu altcineva. Și Domnul se uita la el și zice, Domnul este cu tine, viteazule, la care Gedeon, datorită confuziei pe care o avea, zice, cum este Domnul cu noi? Dar dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni se întâmplă toate aceste lucruri și unde sunt toate minunile care ni le-au sorisit părinții noștri? Nu ne-a scos Domnul oare din Egipt? Acum Domnul ne-a părăsit, zice Gedeon, și nu mai pasă de noi. Vedeți că foarte mulți dintre noi, nu vi s-a întâmplat să fiți în fața unei provocări și în momentul când ați avut nădejdea și speranța și credința să vă rugați sau să faceți ceva, dintr-o dată v-ați dat seama că vine siguranța. Cum să te rogi? Dacă Domnul te ascultă, dacă Domnul e împotriva ta, dacă nu știu ce. Chiar zilele trecute stăteam de vorbă cu un slujitor și printre altele doar așa îmi spunea, frate Darius, uite, de vreo 12 ani am, zice, o problemă, am, zice, așa o durere și o presiune la nivelul capului care, zice, uneori mă face să nu mai pot să mai slujesc. Dar zice, știu de ce. Și eu eram foarte curios să aud de ce. Zice, cu siguranță, zice, asta este o lucrare pe care Dumnezeu îngăduie în viața mea datorită faptului că am avut niște chestiuni, falimente în trecutul meu și ăsta e un fel în care Dumnezeu mă curățește.
Și eu m-am uitat la el așa, cu ochii mari, m-am holbat la el, cum vă holbați voi la mine, mu, așa, și am zis către el cu siguranță că Dumnezeu nu face asta. Este adevărat că uneori Dumnezeu ne pedepsește pentru durată scurtă ca să ne îndrepte atenție, dar pedeapsa lui Dumnezeu nu te va îndepărta de Dumnezeu. Să facem diferența. Pedeapsa lui Dumnezeu totdeauna te apropie mai mult de Dumnezeu. Acum aproape toți dintre noi, nu, cu excepția la câțiva care acum sunt în procesul ăsta de căsătorie și o să aibă și ei prunci, dar au fost și ei prunci odată, nu, când ne bătea mami și tate, ce făceam? Fugeam la vecini și mereau și ziceam, nu, vecinul, dați încolo, e copilul tău. Pe un moment erai un pic supărat, frustrat, nu? Dar după aia, ce ziceai? Bă, tata meu, cel mai tare, mă, din bloc, mă. Tata meu când vine, zice, un vecin de-a meu zice, mă, zice, ăsta e armă de distrugere în masă, înțelegi? Deci toată lumea ne lăuda, tata nostru era cel mai tare. Păi, vă știți cum era tații noștri, cum am fost și noi, nu? Fricoși uneori. Dar nu asta e problema. Dar atunci, ce ne face să credem că Dumnezeu este acela? Și atenție, este un semn. Orice lucru care te distanțează de Dumnezeu, să știi că nu vine de la Dumnezeu. Că unii vin și spun, oh, dar uite că e la Pavel, a avut un țăpuș, de trei ori s-a rugat și Dumnezeu a zis, harul meu este de ajuns, așa este. I-am zis la slujitorul ăsta, dar zic, tu ai fost până la treilea cer. Păi, nu, unii dintre noi n-a fost nici până în aer, măcar să zburăm cu avionul, nu? Că e frică de lucrul ăsta, nu? Dar care vi frică, veniți în seara asta, ne rugăm și se rezolvă, bine? Nu s-a angajat la linia de aeriene, dar trebuie să zburați. Bun, dar imaginați-vă în felul acesta, orice lucru care te distanțează de Dumnezeu, să știi că nu-i de la Dumnezeu. Dumnezeu totdeauna va face și va crea anumite contexte în care te va trage mai mult și mai mult de Dumnezeu. Dar diavolul este foarte subtil. Datorită faptului că nu avem o teologie clară în mințile noastre, el poate să creeze anumite gânduri, anumite stări și foarte mulți dintre noi nu mai știm cum să le gestionăm. Și foarte mulți dintre noi interpretăm că asta este voia lui Dumnezeu. Și spuneam printre altele acestui slujitor, zic, nu-i voia lui Dumnezeu. Tu de 12 ani să ai o presiune. Zic, hai spune-mi, te rog frumos. Zic, în 12 ani, tu te-ai apropiat mai mult de Dumnezeu. Deci, atenție, un slujitor, un slujitor venerabil. Un om cu frică de Dumnezeu. Nu unul de ăsta așa duplicitar. Nu, nu, nu. Zic că te-ai apropiat de Dumnezeu. Cu problema ta, la care el zice, mă, zice, frate Darius, vrei să spun realitatea? Spune-mi realitatea, doar de-aia suntem aici. Zice, parcă mă duc cu frâna de mână trasă. Mm-hmm. Cum mergi? Cum e când mergi cu frâna de mână trasă? Ce faci? Îți arzi saboții, mecanicii, da? Îți distrugi ambreiajul? Ce mai faci? Îți distrugi cutia de viteză? Și din nefericire așa suntem foarte mulți dintre noi. Și zice, mă, dar Dumnezeu, nu Dumnezeu. Tocmai datorită faptului că n-am identificat, pentru că una dintre strategiile diavolului este ca el să stea în spatele cortinei, ca nu cumva să identifici că confuzia niciodată nu vine de la Dumnezeu. Biblia vine și ne vorbește că Dumnezeu nostru este un Dumnezeu al luminii, un Dumnezeu care aduce lumină, care aduce claritate, care dă la o parte confuzia, care dă la o parte frica, care dă la o parte dependențele, care dă la o parte îndoiala, care dă la o parte toate lucrurile. Așa a fost și în viața lui Gedeon Comune, ori este și în viața noastră. Pentru că totdeauna când avem contextul acesta și în momentul în care uneori condiția aceasta de nesiguranță intervine în viața noastră, aceasta dacă nu o rezolvăm, ea va duce confuzie și confuzia va avea foarte multe efecte în viața noastră negative, de la faptul că o să începem să fim și să avem repulsie față de Dumnezeu. Am întâlnit și am consiliat așa de mulți slujitori și slujitoare, chiar acum îmi vine în minte o soră săracă de ea prorociță și stăteam și nu mă șocam, mă frapam de felul în care Dumnezeu vorbea prin așa detaliat. Și ziceam, wow, extraordinar! Și trecea puțin și stăteam de vorbă cu ea, stătea la noi, acasă, în vizită, a fost doar în vizită, și la un moment dat zice, frate Dariu, zice, uai, zice, Dumnezeu ăsta, eu nu mai înțeleg. Și începea să aibă repulsiune față de Dumnezeu. Și am zis, mă, dar zic, cum poate să fie asta? Cum adică? Păi știi că m-am rugat de atât timp ca Dumnezeu să lucreze în dreptul fetei și Dumnezeu încă nu m-a lucrat și nu mai înțeleg pe Dumnezeu și nu știu după ce și parcă îl sluja pe Dumnezeu cu atâta frică și cu așa funcționa darul acela așa prin frică și prin teroare și de fiecare dată am văzut și am urmărit lucrul acesta. La un moment dat, imaginați-vă că eu prorocit la păstorul bisericii unde slujam și unde eram atunci când și-o dus al optulea copil la binecuvântare, eu spus, nu te bucura de el, zice că nu o să treacă multă vreme și o să le iau de la tine. Și la un moment dat, soția păstorului a intrat într-o depresie în care l-am ajutat să iasă de acolo, tocmai datorită faptului că o creat așa de multă confuzie.
datorită faptului că Dumnezeu nu face așa, dar Dumnezeu nu lucrează în felul acesta. Nu lucrează, dar dacă noi dăm curs acestor gânduri și acestor stări, ele pot să ne manipuleze modul de gândire și viața și chiar uneori să se întâmple exact ceea ce noi credem. Și am stat cu el, cu păstorul și cu mi-era prieten foarte apropiat, ne-a crescut Dumnezeu pe amândoi împreună și cu soția lui și am zis, bă, nu credeți mă lucrarea asta, mă, că nu-i de la Domnul, că Dumnezeu nu face așa. Bineînțeles că ori trecut ani de zile și copilul în viață și n-a murit și n-o să moară până în momentul în care Dumnezeu o tărește, dar atenție! Mi-am dat seama că confuzia aceasta, deși uneori intențiile noastre sunt bune și putem să avem daruri bune, joacă un rol așa de important încât ne descalifică pe mulți dintre noi. Tocmai datorită faptului că începem să avem tot felul de gânduri de rebeliune față de Dumnezeu și repulsie. Și ori de câte ori există rebeliune față de Dumnezeu, repulsie și alte sentimente care noi le avem, să știți că astea sunt niște atacuri din partea celui rău, care își dorește ca să nu slujim pe Dumnezeu. Că așa de frumos a spus Mișu în seara aceasta, noi nu slujim pe Dumnezeu că de frică. Noi slujim pe Dumnezeu și n-ați venit în seara asta la speranța datorită faptului că dacă nu vineați vă rupea Dumnezeu spinarea. Că nu în felul ăsta lucrează Dumnezeu. Și tocmai datorită faptului că toți dintre noi am gustat bunătatea lui Dumnezeu. Am gustat credincioșia lui Dumnezeu. Am văzut că Dumnezeu ne-a iertat păcatele. N-am fost bun niciunul dintre noi. Am văzut că Dumnezeu ne-a reabilitat și n-am fost bun și n-am meritat. Am văzut că Dumnezeu a fost acela care nu s-a întors niciodată spatele și nu ne-a trădat niciodată. Și acest Dumnezeu este gata de fiecare dată să ne scoată din nesiguranță, să nu ne lăsăm în confuzie. Și dacă poate ne aflăm în confuzie într-un domeniu oarecare al vieții noastre și nu înțelegem de ce Dumnezeu lucrează în felul acesta, trebuie să alegem fiecare dintre noi să ne încredem în Domnul din toată inima, lăudat să fie Domnul. Pentru că diavolul este foarte șiret și el prin diferite feluri, metode, el înainte să ne lovească pe oricare dintre noi, el ne studiază. Și el este acela care, Biblia vine și ne vorbește la un moment dat în Romani, ajută-mă, te rog frumos, Romani, capitolul 12, versetul 2, versetul 1, pune te rog frumos, 1. Spune felul următor, zice, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, nu Romani, Evrei, capitolul 12, versetul 1, spune felul următor, și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați de un or așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă închide. Uitați-vă la prima afirmație. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați de un or așa de mare de martori. Este vorba despre faptul că Dumnezeu este acela care privește spre noi, spre viața noastră. Dumnezeu este un Dumnezeu omniprezent. Este una dintre atributele pe care diavolul nu le deține și nici împărăția întunericului. Dar atenție! Diavolul, chiar dacă nu este omniprezent sau omnipotent sau omniștient, diavolul este acela care are diferiți argați, adică demoni aceia care au fost îngeri buni, care s-au răzvrătit împreună cu el. Și ei sunt structurați pe patru niveli ierarhice. Apostolul Pavel ne vorbește despre ele în Efeseni, în capitolul 6, căpetenii, domnii, stăpânii și durarea răutății. Toate aceste patru nivele ierarhice ale împărăției întunericului sunt foarte bine structurate și ei sunt aceia care totdeauna va studia viața noastră. Și vine și vede unde este falimentul tău. Care e falimentul? A, vorbire rău, nicio problemă, acolo ți va butona, acolo îți va crea oportunități. Care e contextul? O, că minți, nicio problemă, acolo te va butona și acolo ți va face să minți. Care este contextul tău defavorabil din viața ta? Unde este slăbiciunea ta? O, că îți place să faci cu tare, să faci cu tare, exact acolo te va duce. Pentru că el înainte să te lovească, el te studiază. Suntem înconjurați de norul acesta de martori. Aduceți-vă aminte că Petru vine și vorbește de faptul că diavolul este acela care dă târcoale ca un leu și caută pe cine să înghită. El nu poate să te înghită, dar el dă târcoale să-ți găsească slăbiciunea. Când ți-o găsi slăbiciunea, că dacă am fi conștienți de lucrurile acestea, ascultați-mă, niciunul dintre noi n-a mai ajunge să nu putem să gestionăm momentele vieții. Pentru că în momentul în care vine diavolul să-i facă să minți, îți dai seama că acolo este și diavolul prezent, dar și Dumnezeu. Așa că nu o să mint, nu ca să n-aibă diavolul un cui în viața mea, ci nu mint pentru că știu că Dumnezeu este împotriva minciunii și diavolul este tatăl minciunii. Și atunci, în felul acesta, poți să gestionezi bine toate situațiile. Dar vedeți, în momentul în care nu suntem conștienți de lucrurile acestea, diavolul poate să-ți găsească anumite frânturi în viața noastră, în căsnicia noastră, în businessul nostru, în lucrurile care noi
ne desfășurăm activitatea și alte domenii și acolo va începe să ne butoneze și să ne atace și să aducă tot felul de chestii prin care cei mai mulți dintre noi nu putem să începem să le nu știm să le gestionăm. Nu că nu putem să începem, nu putem să le gestionăm. Și lucrul acesta, din nefericire, ne defavorizează. Vedeți, este important pentru noi să recunoaștem detaliile acestea din viața noastră și să înțelegem că dacă există nesiguranță, trebuie să începem să ne rugăm împotriva acestui duc de nesiguranță. Dacă există anumite lucruri, poate depresie, cum s-a amintit, să ne rugăm pentru respectiva soră care este în depresie, trebuie să începem să ne facem partea ca Dumnezeu să ne dea capacitatea să putem să gestionăm bine și să ne împotrivim. Că tot Iacov vine și vorbește în Iacov, capitolul 4, versetul 7. Supuneți-vă darul lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului tari în credință și el va fugi de la voi. Adică el vine și te pistonează, el vine și te încearcă. Ispita nu-i păcat. Păcat este când îi dai curs ispitei. Adică el vine și încearcă să-ți pună în mintea ta tot felul de lucruri prin care, dacă le dai curs lucrurile acelora, ele pot să îți pricinuiască cădere și păcat. De aceea este vital de important pentru noi să înțelegem lucrurile acestea. Gedeon a fost exact la fel. Și la un moment dat a început să aibă repulsie față de Dumnezeu, îndoială, zice, dacă Dumnezeu este cu noi, pentru ce ni se întâmplă toate lucrurile acestea? La care dintr-o dată spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Iisus Hristos, spune cuvântul Domnului că îi spune în felul următor, Domnul s-a uitat la el în versetul 14 și a zis în felul următor, du-te cu puterea pe care o ai și zbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? La care dintr-o dată Gedeon din nou, dar zice, cu ce să izbăvesc? Vedeți câtă confuzie, câtă nesiguranță era în viața lui? Adică Domnul îl trimite și nesiguranța îl ține înapoi, îl ține pe loc. Zice, dar cu ce să merg? Zice, că eu sunt cel mai sărac din casa tatălui meu. Zice, că familia mea e cea mai săracă, eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Adică cum să rezolv problema aceasta? Vedeți? Cam în felul acesta se manifestă nesiguranța în viața noastră. Pe foarte mulți dintre noi, Domnul ne-a dat identitate, ne-a dat autoritate, avem și identitate și autoritate din partea lui Dumnezeu, pentru că suntem copiii lui Dumnezeu și foarte mulți dintre noi bătem pasul pe loc din punct de vedere spiritual. Bătem pasul pe loc și Domnul zice, du-te! Și tu zici, cum să mă duc? Dar frate Darius, nu-s păstor, nu-s cântăreț, nu-s diacon, nu-s prezbiter, nu-s. Și Domnul zice, du-te, că doar când a vorbit ucenicilor, Matei, capitolul 28, versetul 18, n-a zis doar ucenicilor, ci a spus în felul următor, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și Domnul Iisus Hristos nu s-a oprit acolo, ci a zis mai departe și a mers mai departe și a spus în felul următor, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin, lăudați să fie numele lui Dumnezeu. Care sunt motivele pentru care nu spui? Care sunt motivele pentru care nu mergi să vorbești colegilor de școală, poate celor din blocul tău, celor de pe strada ta, vecinilor? Care e motivul pentru care nu mergi să dai la careva o scriptură? Îi spune, frate, dar nu știu să predici, nu trebuie să predici, că cea mai bună predică este mărturia individuală a oricăruia dintre noi, este cea mai puternică predică. Și fiecare dintre noi avem o mărturie personală de felul în care Dumnezeu ne-a schimbat viața, felul în care Domnul ne-a salvat, felul în care Domnul ne-a vindecat, felul în care Dumnezeu ne-a mântuit, felul în care Dumnezeu legăturile din viețile noastre, indiferent că a fost o legătură de neputință, indiferent că a fost o legătură mai profundă, demonică, de orice natură a fost ea, în spatele tuturor lucrurilor sunt diavolul, care nu face altceva decât încearcă să nu ajungem la cunoștința harului lui Dumnezeu, adică la faptul că trebuie să-L primim pe Iisus Hristos ca Domn și ca Mântuitor și aduce nesiguranță, așa cum am permis să vă pun o întrebare. Care sunt motivele pentru care încă nu te-ai botezat? Care sunt motivele pentru care tot dai înapoi? Nesiguranța vine de la diavolul, de la Dumnezeu. Dumnezeu îngăduie în viața ta doar ca să-ți arate materialul din care ești făcut. Că foarte mulți dintre noi avem despre noi uneori, mai există extrema asta, altunii care n-au o părere bună despre ei și mai sunt alții care au o părere foarte bună despre ei. Și ăștia sunt foarte mândri și ăștia sunt foarte, foarte narcisiști și ăștia tot timpul despre ei, cei mai. Și amândouă extremele sunt periculoase. Extremele sunt bune numai la fotbal. Dar când sunt în biserică, se fac ravagii. Și-au făcut totdeauna ravagii. Pentru că totdeauna extremele nu ne-au ajutat pe niciunul dintre noi.
Dar ne rugăm în seara aceasta ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze în dreptul fiecăruia dintre noi. Vă dau un exemplu din Sfânta Scriptură și apoi trecem la următorul punct. Aduceți-vă aminte că la un moment dat, după toate victoriile și biruințele pe care Ilie le-a avut la un moment dat, spune cuvântul lui Dumnezeu că după 3 ani și aproximativ jumate, Dumnezeu le-a din anonimat, îl pune în fața reflectoarelor pe scenă, îi dă un mesaj profetic și spune în felul următor: Ilie, știi ce o să faci? O să te rogi, o să dau drumul la cer, o să deschid cerul, pentru că timp de 3 ani și jumătate n-a mai plouat prin toată regiunea Israelului și am să fac numele de slavă. Poporul acesta va ști că nu Baal și Astarteia sunt cei care sunt dumnezeii fertilității. În mitologia idolatră, Astarteia era mama lui Baal și ei lucrau împreună și erau reprezentanții fertilității. Adică cerului, ei erau cei care trimiteau ploaie. Asta e mitologia idolatră, nu o realitate. Însă oamenii, expresia aceasta, nu au pus botul la vrăjală și au început să venereze acești dumnezei. Și dintr-o dată s-au trezit că tot poporul evreu a început să meargă după dumnezei aceștia străini. Și la un moment dat, Biblia ne vorbește că Dumnezeu îl trimite pe Ilie. Ilie e cel care, la rugăciunea lui Dumnezeu, coboară foc din cer. Acum doar parafrazăm puțin toate întâmplările. După care Biblia ne vorbește că Ilie este cel care se roagă și vine ploaia. Și după ce se roagă și vine ploaia, la un moment dat, Izabela, nevasta lui Ahab, care era o idolatră și jumătate, spune cuvântul lui Dumnezeu că a auzit de ceea ce a făcut Ilie cu slujitorii săi. Și cum 850 de preoți mincinoși, 400 astarteilor și 450 a lui Baal, au fost omorâți într-o singură zi, pentru că oamenii aceștia îi ducea poporul spre apostazie și nu puteau să steie înaintea lui Dumnezeu tocmai datorită acestui păcat. Biblia ne vorbește că la un moment dat a auzit Izabela lucrul ăsta și a trimis un mesaj lui Ilie și a zis să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor dacă mâine la ora asta n-am să fac cu tine ceea ce tu ai făcut cu prorocii mei, adică cu preoții mei mincinoși. Imaginați-vă lucrul acesta. Dintr-o dată Ilie, care 850 de oameni, am unui suntem vreo 200 ceva, ce? Imaginați-vă, 850 de oameni care toți dictează același lucru și fac același lucru. Dintr-o dată toți sunt nimiciți, n-au putere în fața lui. Dumnezeu, când aude rugăciunea lui Ilie, direct trimite foc din cer, bum, și mistuie toată jertfa. Numai că mistuie jertfa și apa din șanțul acela și pietrele și tot. Toată lumea vede lucrul ăsta. După aia, imaginați-vă că Biblia ne vorbește că Ilie este cel care se roagă și vine ploaie după 3 ani și jumătate de secete. Mucles ploaie deloc, nimic nu mai vine. Și după 3 ani și jumătate, vă dați-vă ce biruință a avut ăsta. Și fiți atenți. Ilie, care Biblia spune că era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi, la un moment dat aude o veste. Zice Izabela, mă, zice, vezi că mâine vin și îți iau maul. Și la declarația aceasta, care nici măcar nu era autentică, o să vă spun imediat de ce, nici măcar nu era realistică, era doar o declarație pe care Izabela a făcut-o, Ilie intră în panică. Intră în nesiguranță, din nesiguranță intră în confuzie și face o rugăciune, am spune noi, destul de ciudată. Și vine Ilie în versetul 4 din 1 Împărați, capitolul 19, te rog frumos, spune. Și spune în felul următor Ilie, uitați-vă, zice, el s-a dus în pustiu, unde după un drum de o zi, așezut sub un ienupăr și ce făcea? Dorea să trăiască. Și o zis, Doamne, îți mulțumesc de toate biruințele. Dintr-o dată, confuzia îl duce unde? Pentru că confuzia uneori creează sau creonează în noi spiritul acesta de autocompătimire. Autocompătimirea este un sentiment periculos, că de la autocompătimire ieși la un pas de autovictimizare. Și de la autovictimizare, și câți nu avem săraci între noi care se autovictimizează, pe mine nu mă bag nimeni în seamă, pe mine nu mă primește lauda și închinarea, pe mine nu mă primește pianistul, pe mine nu mă primește cutare, nu mă bag nimeni în seamă, am văzut cum a trecut păstorul pe lângă mine, dar păstorul sărac, cine știe ce a avut în cap, nu că ai fost tu acolo și nu a vrut să te salute, da? O mai avut și el încă vreo 1000 de probleme. No, și mai e și tot problema mu, că e tot auto-victimizezi toată ziua, înțelegi? Nu că el e săracul problema, da? Problema e la tine. Și dintr-o dată, Biblia spune că de la auto-victimizare suntem de la un pas de suicid. Și ăsta nu vine de la Dumnezeu. Toți care comit suicid, oamenii ăștia n-ajung în împărăția cerului. Să spui, frate, dar ești foarte radical. Nu, Biblia zice.
Biblia ne vorbește că ucigașii nu vor moșteni împărăția cerurilor. Nu vorbește de cei care poate undeva în viața lor au ucis, poate cu mașina sau ceva, și s-au pocăit și au avut șansa. Nu, nu, unul care își ia mau, ăla nu mai poate să-și ceară iertare pentru păcatul lui. Și nu se pune prin faptul că își ceri înainte iertare. Că unii zic, mă, zice, îmi ceri înainte iertare și după aia, mă, dar nu se pune, mă, cum adică? Adică Biblia vine și vorbește că orice păcat mărturisit Dumnezeu este acela care îl iartă, când ne lăsăm de el, nu în momentul în care ne lăsăm. Dacă acum revenim la întrebarea de ce spuneam că Izabela nici măcar nu intenționa să facă lucrul ăla. Acum dumneavoastră, credeți că Izabela nu putea să trimită o elită specială noaptea și să-l omoare pe Ilie în somn? I-o trimis vorbă? Știți de ce i-o trimis vorbă? Pentru că ea tremura în fața lui Ilie. Zice, mă, ăsta mi-a și mie, ori mă îndepărtez de el, ori se îndepărtează el de mine. Că așa este. Știți? Cineva spunea și adevărul a avut. Când tu nu mai citești Sfânta Scriptură, faptul că nu mai citești, tu te vei îndepărta de Dumnezeu. Dar în momentul în care tu vei citi Sfânta Scriptură, păcatul va începe să se îndepărteze de la tine. Și mă rog ca Domnul să-i ajute la lucrul acesta. Dar pentru că am zăbovit foarte mult la punctul ăsta, haideți să trecem repede la punctul 2 și punctul 3 imediat. Al doilea lucru care vreau să-l subliniez în seara aceasta, nu este doar faptul că am identificat că nesiguranța poate să aducă confuzie și toate aceste lucruri, Dumnezeu este Cel care poate să le rezolve. Dar înainte ca Dumnezeu să le rezolve, știți ce se întâmplă? Biblia vine și ne vorbește că Domnul Iisus Hristos, în cazul nostru Duhul Sfânt care ne-l revelează totdeauna pe Domnul Iisus Hristos și ne ajută să-L înțelegem natura lui Hristos și de ce este important să-L avem pe Hristos în viața noastră, Biblia vine și ne vorbește că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este singurul care poate să aducă lumină minții tale. Așa cum eu văd pe fețele dumneavoastră că foarte mulți dintre dumneavoastră ați început să vă gândiți la anumite stări pe care le aveți și acum seara găsim soluția la ele și slavă Domnului pentru asta, că de asta ne-a dus Domnul aici. Să fim toți împreună ca Dumnezeu să ne ajute, nu doar să elucidăm anumite lucruri tainice ale inimilor și minților noastre pe care nu putem să le împărtășim cu oamenii din jurul nostru, dar Dumnezeu este acela care totdeauna aduce soluție, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Ei, de-aia avem noi nevoie în generația noastră de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că singurul care poate să aducă lumină vieților noastre este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ne uităm la Domnul Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos când se uită de la Gedeon, nici măcar nu îi... nici măcar nu că îi dați în pay attention, cum se zice, nu, ajutați-mă, că am un lapsus, îi dați în pay attention, nu-i atent la ceea ce spune, așa am vrut să zic și eu, așa, da? Nu că nu-i atent la ceea ce spune Gedeon, că Dumnezeu totdeauna ascultă ceea ce noi vorbim, dar Dumnezeu este acela care totdeauna soluțiile pe care El are le pune mai presus de stările noastre pe care noi nu putem să le gestionăm. Pentru că stările noastre sunt la nivelul acesta, iar soluțiile lui Dumnezeu sunt superioare tuturor lucrurilor cu care noi avem de-a face. Și Dumnezeu este acela care uneori ignoră, Doamne, dar știi că mi-e frică, și Domnul zice, ți-am dat putere, ăla-i pe Duhul Sfânt, Doamne, dar știi că cum să mă duc eu să vorbesc despre tine, că eu sunt femeie, eu sunt bărbat, eu sunt vârstă, eu nu știu cum. Domnul zice, ți-am lăsat cuvântul meu, citește Biblia și du-te și spune la oameni din jurul tău, fii un evanghelist și o evanghelistă. Doamne, dar cum să mă botez, eu nu-s pregătită. Domnul zice, cine crede și se botează va fi mântuit. Nu ăla care e pregătit trebuie să se boteze. Că aici iar avem o confuzie și diavolul reușește pe mulți dintre noi să aducă așa de multă confuzie. Cum să te botezi, zice? Tu să zică neamurile tale că tu te botezi. Păi dar ce, neamurile tale te duce pe tine în împărăția cerului? Sau credința care o ai în Domnul Iisus Hristos? Amin. Că n-am întâlnit nicăieri în Scriptură ideologia aceasta teologică a faptului că poți doar să crezi fără să te botezi. Și botezul care, iertați-mă, stimați credincioși, care unii dintre noi l-am administrat copiilor noștri, nu binecuvântare, botezul, nicăieri în Sfânta Scriptură nu o să vedem un astfel de botez în Sfânta Scriptură a copiilor, că nu se administrează copiilor, ci se administrează celor care cred. Că copilul dumneavoastră sau dumneavoastră când ați fost un bebe micuț, indiferent de vârsta la care ați fost botezați, nu au putut să creadă nașa și nașul care și ăia săracii dintre ei au fost niște păcătoși.
Și au avut nevoie de Hristos, nu? Numai ei știu ce au avut de la ei acasă, nu? Războiul stelor, pistol cu apă, pe lângă ce au unii la ei acasă, nu? Ăștia se duelează toată ziua. Dar nu poți să creadă altcineva pentru tine. Fiecare dintre noi trebuie să credem. Dar vedeți, când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu vine să ne lumineze, foarte mulți dintre noi suntem confuși. Și foarte mulți dintre noi nu mai facem ceea ce trebuie să facem. De-aia avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că, încă o dată, Biblia vine și ne vorbește. Te rog frumos, pune Marcu 16 cu 16. Spune, cine crede și se botează va fi mântuit. Adică credința este urmată de botez. A crede e doar o jumătate de măsură. Dar atenție, nu uitați că Biblia vine și ne vorbește că și dracii cred și se înfioară. Dar o să fie mântuiți? Niciodată. Și ăștia cred că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu, că doar l-au văzut. Au fost acolo când au fost creați de Dumnezeu. Dar niciodată nu vor fi, nu vor avea posibilitatea să fie mântuiți. Dar Biblia vine și ne vorbește că nouă Dumnezeu ne dă posibilitatea aceasta. Și în momentul în care credem, următorul pas este faptul că trebuie să alegem să ne botezăm. Și aceasta este o dovadă a faptului că intrăm în legământ cu Domnul Dumnezeu care a creat cerul și pământul. Chiar despre asta predicam duminică dimineața la Oradea la Biserica Lumina. Este o chestiune individuală care ne ajută pe fiecare dintre noi. Știți ce să facem? Să eliminăm nesiguranța, să eliminăm confuzia, să eliminăm frica, să eliminăm panica, să eliminăm anxietatea, că devenim proprietatea lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu este acela care începe să lupte și să lucreze în dreptul nostru. Doamne, ajută la lucrul acesta. Dar dacă stăm distanți, atunci avem tot felul de probleme. Dumnezeu n-are nevoie de oameni perfecți. Noi toți am fost și încă mai suntem oameni imperfecți în viața cărora Duhul Sfânt al lui Dumnezeu lucrează perfecțiunea sa. Și este un proces de o viață întreagă. Și este un proces care durează până ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Dar imaginați-vă că în procesul acesta în care Dumnezeu lucrează în viața noastră de săvârșire, dacă nu lucrează Dumnezeu, cum vei putea tu să fii plăcut înaintea lui Dumnezeu? Că n-ai cum. Niciunul dintre noi n-avem calitățile, n-avem abilitățile, n-avem resursele care să ne califice să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Doar Dumnezeu face lucrul acesta în dreptul fiecăruia dintre noi. De aceea, când ezităm să facem ceea ce Biblia ne vorbește, înseamnă că este un duc de confuzie care vine să joace un rol în viața noastră și pe foarte mulți oameni îi descalifică. Și foarte mulți oameni zic, o, să mă botez, dar nu acum, trebuie să mă rit fata, trebuie să mă însor fiul. Și zice, dacă am fost la anunț de pocăiești, zice, trebuie să mă duc, să fac nuntă, zice, să fină cu tare și cu tare, că da, așa la noi, am fost la toți ăștia și le-am dat bani. Bă, dă-le pace de bani, mă, dă-le pace de bani. E important e ca tu să-L ai pe Hristos, că s-ar prea putea să nu mai prinzi nunta lui fiul tău și a lui fiică ta. Exact așa zic la unul. Zic, domnule, dacă nu te pocăiești, ce garanție ai tu pentru ziua de mâine? Păi zice, n-am nimic, domnul, dar trebuie să zice, nu mă pot, zice, am neamul ăsta mare. Zice, îți dai seama, am fost la atâtea anunț. Zice, așa trebuie să vină la mine, dacă mă puc să mai vine niciunul. Și zic, asta e mare problemă. Și știți care e problema? Problema e că a murit înainte să se însoare fiică sa și a murit nemântuit. Na, aia e problemă mare, că am în fundul iadului și cred că tătă ziua ai consumat numai de focul și de vermii care sunt acolo, care mâncă pe aia, care sunt acolo non-stop, că nu se mai termina. Nu cumva să credem că gata, acolo intrăm dintr-o dată și ne descompunem și s-o termina cu tot. În veac, abia atunci începe adevărata viață. Aci e temporară. Când ajungem la cele veșnice, când închidem ochii ăștia fizic și deschidem ochii spiritual pentru totdeauna, atunci vom fi pentru totdeauna cu Dumnezeu, dacă l-am slujit câtă vreme am fost aici și am făcut ceea ce spune Biblia, sau vom fi despărțiți de Dumnezeu pentru totdeauna. Dar vedeți, mulți dintre noi stăm așa și zice, oi, să mă botez, să nu mă botez, oi, Amber, dă-i drumul și direct acolo, când vezi botezul aici, nici nu mai întreba pe nimeni, direct îți iei haine albe și te arunci acolo. Nu mai sta. Că dacă tu stai, e diavolul care te ține și te trage înapoi. Te trage înapoi, așa. Ia, fiți atenți mă puțin. Stimați credincioși, care ați încheiat legământ cu Domnul Botezului. Când v-ați propus să vă botezați, dintr-o dată tăi lucruri au fost mut și dintr-o dată, ia, ai avut cea mai asta și n-ai avut nicio îndoială, n-o vini confuzia, n-o vini moment ca să dai înapoi, adică n-ai avut nici măcar acum ăștia care ați botezat de vreo 30 de ani, ăștia poate ați uitat, dar ia gândiți-vă ăștia mai tineri, eu de exemplu am avut, mai e cineva cu mine aici?
N-au restul, toți ați fost întorci, mă. Hai, bă, Domnul, milă de voi. Păi, dar toți am avut într-un fel sau, hai să fim realiști, mă, nu ne mai ducem aminte. De ce? Că asta e strategia diavolului. Vine la noi și zice, mă, cum să faci, mă, că nu pot. Așa e, așa e cu fiecare dintre noi. Dar vedeți, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu aduce claritate. Dumnezeu este acela care te-a dus în seara asta în locul acesta. Tocmai cu scopul ca să-ți vorbească și să spună să nu dai înapoi, ci să mergi înainte. Că împreună cu Hristos vei fi biruitor. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Îi vorbește Domnul de atâtea ori, că și noi ne-a vorbit Domnul și tăi ne vorbește Domnul. În fiecare zi ne vorbește. Ba prin Scriptură, ba prin circunstanțe, ba prin muzică, ba poate prin anumite piedici, prin feluri de feluri are metodele Dumnezeu să vorbească. Și unii dintre noi tot îndoială ne suntem cu Dumnezeu. Numai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu poate să ne aducă claritate. Gedeon, știi ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Acum citiți tot pasajul, că nu avem vreme să-l citim tot. Dar Biblia vine și ne vorbește că la un moment dat Gedeon încă era nesigur pe el și încă era foarte, foarte așa, și la un moment dat știți că face proba aia cu lâna și zice, Doamne, dacă chiar mai vorbi, Doamne, și vreau să mai am încă o certitudine că mi-ai vorbit, știi ce? În seara asta, zice Gedeon, vreau să lași tot Israelul fără rouă. Roua în vremea aceea era singura sursă de apă în pustiul unde erau. Fiecare seară spre dimineață se coborea roua. Ei aveau multe metode prin care culegeau toată roua aceasta și puteau să o consume ca și apă. Și imaginați-vă că Dumnezeu ascultă rugăciunea lui Gedeon și dintr-o dată Dumnezeu lasă tot Israelul fără rouă. Dar zice Gedeon, zice, Doamne, ca să știu că nu e o coincidență, că Dumnezeu nu lucrează prin coincidențe. Dumnezeu lucrează punct ochit, punct lovit, așa cum îți vorbește ție în seara asta. Știu că Domnul ne vorbește tuturor. Doamne, ajută să asimilăm, să punem la inima noastră. Și zice Biblia că la un moment dat zice Gedeon, Doamne, pun aici o lână în fața cortului meu, dar tot pământul să fie uscat, numai lâna mea să fie udă. Ca nu cumva să cred eu că e vreo așa, coincidență. Și se trezește dimineață, cred că nu a dormit Gedeon toată noaptea. Cred că toată noaptea o sta cu ochii așa pe vizor, la cort, să vadă ce se întâmplă. Și dimineață o luat lâna și toată lâna era udă și tot pământul era uscat. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. De la versetul 36 în jos. După aia următoarea zice, Doamne, hai că mai facem o probă. Zice, nu cumva, Doamne, să te superi, dar mai îndrăznesc o dată. Să nu cumva să fie că... Așa suntem și noi ca Gedeon. Așa de necredincios suntem. Îți vorbește Domnul că Domnul e cu tine. Apoi cineva zice către mie, frate, dar uite, mă rog, zice, să simt eu pe Domnul, zice, în pălm, să simt că mă strânge în brață. Mă zic, dar umblarea cu Dumnezeu nu e prin sentimente. Umblarea cu Dumnezeu se bazează pe credință. Și indiferent că simți sau nu simți, că dacă tu simți că e soare afară, vii la biserică, nu? Dacă simți că îi ploaie și dintr-o dată e ploios, nu mai simți să vii că te ustă, nu? Dar tu dimineață când ai fost la biserică, ai spus, Doamne, gata cu tine, mă duc pe la moarte. Ca Petru, că așa a făcut și Petru. Doamne, eu cu tine, tătă fac orice. Și când nu trec cu câteva ore, că s-o lepădat de Domnul, Domnul să aibă milă și de noi. Amin. Ăștia mai tare așa de ăsta, nu prea zic amin, că-s cu nodul în gât, că ne dăm seama că suntem greșiți uneori, dar în seara asta Domnul ne eliberează pe toți de ce nu trebuie. Și imaginați-vă că spune cuvântul lui Dumnezeu că Gedeon zice, Doamne, în seara aceasta vreau doar lâna mea să fie uscată și tot pământul să fie ud, a doua noapte. Și Dumnezeu face așa. Și am stat și m-am gândit că, deși Dumnezeu ne vorbește în diferite feluri, diferite metode, Dumnezeu este cu noi, eu spus că este cu noi și avem certitudinea asta, dar uneori când Dumnezeu ne cheamă să facem ceva, parcă dintr-o dată începem să punem tot felul de semne. Nu că neapărat ar fi rău lucrul acesta, nu mă înțelegeți greșit, dar când tu pui mai multe semne decât crezi că Dumnezeu ar vrea să facă, atunci îi bai. Îi bai. Vă dau un exemplu. La un moment dat, un asistent de pastor, care era într-o dietă severă, a venit la biserică într-o dimineață și vorbea cu pastorul principal. Și zice, auzi, zice, am pus un semn înaintea Domnului că dacă găsesc o parcare goală în față la un magazin de donuts, de gogoș, așa am vrut să zic și eu, de gogoș, din aia șmecheri, zice, mă opresc să mânc, ăsta-i semn din partea lui Dumnezeu, era în dietă severă. Și păstorul foarte curios și zice, ce semn ai pus? Am pus un semn, zice, că dacă este o parcare goală, fix acolo, zice, în fața magazinului, atunci mă opresc și îmi iau gogoș, o baxă de gogoș, zice, și nea ce baxă de gogoș. Și zice, cum a fost? Păi zice, am dat vreo 7 ture roată după magazin și după aia am găsit locul. Știi? Cam așa zicem și noi, știi? Doamne, dacă faci asta și atunci găsim noi metode să facem exact așa cum vrem noi să facem. Nu mă dă dragul ca să... No, ia, alintăm noi aici, corazonul nostru. Și știi,
omul din lăuntru, nu din lăuntru, Doamne fere, omul din exterior. Știi că omul de lăuntru trăiește după legea lui Dumnezeu, ăsta din exterior e Tarzan. Să aibă Domnul milă. Și un al treilea lucru și ultim pentru noi. A spus că doar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acela care aduce lumină. Și aduceți ceva aminte ce spunea Apostolul Pavel bisericii din Romani, în Romani capitolul 9, versetul 1. Spun adevărul în Hristos, nu mint. Cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor. Ceea ce lumina pe Apostolul Pavel era Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și noi avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să aducă lumină vieților noastre. Și un al treilea lucru și un ultim este faptul că Dumnezeu nu doar că aduce lumină, dar în momentele de nesiguranță, felul în care Dumnezeu începe să ne călăuzească în nesiguranță, știi ce face? Începe să aducă siguranță vieților noastre. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acela care aduce siguranță. Adică diavolul aduce nesiguranță, Dumnezeu aduce siguranță. Negru, alb. Nu? Știm că ce e alb e de la Domnul. Știm că Dumnezeu e Dumnezeu al neprihănirii, diavolul e un mincinos și un trădător și unul care vrea să ne facă rău fiecare dintre noi. Și acum fiecare dintre noi alegem, că nu putem să facem parte din ambele împărății. Trebuie să alegem. Amulțăți ne-a născut aici. Nu? Și acum, când l-am acceptat pe Hristos, Hristos ne-a mutat în împărăția sa. Vezi, spune, frate Darius, poți să fiu neutru, nici într-un caz. Acum fiecare dintre noi suntem cetățeni ai unei țări. Acum, cu excepție la unii dintre noi, care mai avem așa dublă cetățenie, triplă chiar, că avem și cetățenia cerului. Dar acum imaginați-vă faptul că Ucraina cu Rusia este în război. Ucrainianul nu poate să lupte și la Ucraina și în Rusia. Trebuie să lupte pentru țara unde este cetățean. Rusul nu poate să meargă și să fie alături și de ucrainieni, ci trebuie să lupte pentru țara lui, pentru Rusia, și atunci trebuie să fie acolo. Din punct de vedere spiritual, nu poți să faci parte din două împărății, trebuie să-ți alegi una. Adică dacă vrei să rămâi aici, nicio problemă, Domnul zice, go ahead, fă ce vrei. E responsabilitatea ta, când i-a dat liber arbitru, frumos în partea lui Dumnezeu. Nu, unul dintre lucrurile care Dumnezeu a pus în viața noastră este liber arbitru. Acum ăștia care sunt așa mai în direcția asta așa calvinistă, ăștia săracii, Domnul să se îndure de ei și să aibă Domnul milă maxim, așa că n-au niciun argument așa scriptural, dacă Dumnezeu a dat liber arbitru și îngerilor. Imaginați-vă, Dumnezeu nu i-a făcut roboți. Adică Dumnezeu nu predestinează. Dumnezeu a lăsat liber arbitru și nouă. Și Dumnezeu este acela care ne lasă pe noi să alegem. Și Biblia vine și ne vorbește că Dumnezeu este acela care pune înaintea noastră moartea și viața, blestemul și binecuvântarea. Am vrut să le fac invers, da, așa că am zis dreapta, ci îi împărăția lui Dumnezeu. Așa este, Dumnezeu ne dă liber arbitru și fiecare dintre noi trebuie să alegem. Dar ascultați-mă, când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vine să ne ilumineze, El este singurul care aduce siguranță vieților noastre. Nu există nimeni altcineva. Din punct de vedere omenesc, o casă foarte bine întărită și îngrădită poate să aducă o siguranță oarecare. Un sistem de alarmă poate să aducă o gardă personală, poate să aducă o siguranță oarecare. Dar tocmai datorită faptului că oamenii își angajează gardă personală, oamenii n-au siguranță. Tocmai faptului că oamenii își pun sisteme de alarmă și de supraveghere, oamenii n-au siguranță. Tocmai datorită faptului că foarte mulți își fac ziduri înalte și pun tot felul de chestii în jurul zidurilor, oamenii n-au siguranță. Într-o lume nesigură, din toate punctele de vedere, singurul care poate să ne dea siguranță este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și așa de mult stăm de parte de El. Cântăm despre Duhul Sfânt, vorbim despre Duhul Sfânt, predicăm despre Duhul Sfânt. Vedem în Scriptură că Duhul Sfânt e soluția problemelor noastre și foarte mulți dintre noi stăm distanți fără să ne dăm seama că singurul care aduce siguranță este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Biblia spune că la un moment dat Domnul Iisus Hristos zice, zice, eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Și ăștia erau 100 și vreo 20 de mii de cel puțin, care au fost nimiciți într-o singură noapte. De 300 de oameni. Și totuși foarte mulți dintre noi nu ne dăm seama că biruința nu stă în multitudinea oamenilor. Nu stă în resursele umane. Nu stă în conexiunile care le avem. Nu stă în prieteniile care le avem, care toate sunt bune. Dar într-o zi se poate întoarce lucrurile și să-ți întoarcă spatele. Singurul care poate să ofere siguranță vieților noastre este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. El este acela care este omniprezent. 24 de ore în fiecare zi El este valabil pentru tine și pentru mine. Nu e ca și o trusă medicală la care doar mergi atunci când ai probleme, care nu porți toată ziua cu tine. Dar Biblia vine și ne vorbește că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este în permanență cu noi.
Este omniprezent. Omniștie, știe năzuința ta, știe năzuința inimii, știe cu ce te confrunți. Uneori intenționat te lasă să mergi acolo, ca să aibă de unde să te scoată, ca să vezi că de fapt prin puterile tale, prin resursele tale, prin ceea ce tu crezi că poți să faci, capacitățile tale, nu o să poți să reușești niciodată, pentru că lupta pe care noi o ducem nu este o luptă așa de la unul la altul, ci este o luptă spirituală. Iar o luptă spirituală trebuie să o cucerești prin armele spiritualității, nu prin orice lucru. De ce credeți că apostolul Pavel la un moment dat vine și vorbește în Efeseni capitolul 6 de cele 6 ingrediente care fiecare trebuie să le avem și vine și face această comparație printr-o asimilare a faptului că le spune în felul următor, că fiecare dintre voi zice să fiți îmbrăcat în Hristos. Și la un moment dat, al șaselea lucru care vine să le spune, de fapt al cincilea lucru, vine apostolul Pavel și le zice în felul următor, zice, pe cap, zice, trebuie să aveți coiful mântuirii, auzi? Adică trebuie să ai certitudinea faptului că ești mântuit. Dar cum dacă nu ești botezat? De ce avem atâta incertitudine foarte mulți dintre noi? Unii chiar botezați să fim. Unii chiar umblăm la biserică. Unii chiar să fim în registrul unei biserici. De ce foarte multă incertitudine? Datorită lipsei de Duhul Sfânt în viața noastră. Și când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu lipsește în viața noastră, putem să avem orice alt lucru. Putem să avem toate lucrurile la picioarele noastre. Putem să ni se ofere absolut tot. Dacă nu este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care dă certitudinea mântuirii și a siguranței, foarte mulți dintre noi să trăim așa cu îndoiel. Auzi, zice, dacă mori, unde pleci? A, păi știe Dumnezeu. Păi Dumnezeu știe, Domnul știe, dar tu o știi? Ai certitudinea siguranței că mori în momentele următoare, mergi direct la Jesus? A, păi frate, mai știe Domnul. Dar nu știe Domnul, trebuie să știi și tu. Că dacă nu știi, știi ce se întâmplă? O să trăiești îndoielnică, o să trăiești în frică. M-am întâlnit într-o zi cu o soră, am dat seama că era soră. Avea semnul cu ea și era în avion. Și la un moment dat m-am pus lângă ea, așa a fost rânduit de sus, de la Domnul Iisus. Am ajutat-o să-și pună bagajul. O, mulțumesc, mulțumesc. Eu am zis, Domnul, să-i binecuvânteze. Eu, zice, ești frate. Și pastor, așa cu... Eu, zice, Domnul, să-i binecuvânteze. Și am început să dialogăm, să vorbim, să nu știu ce. La un moment dat, săraca, după 18 nașteri, 18 nașteri, eroină, mami, a avut 10. Voi, fiecare cât v-o da Domnul, că nu asta e problema, dar 18 nașteri. Și în biserica unde am fost, mi-a spus, mă, nașteri de copii, nașteri, am zis, am fost fidelă. Dar ce frate, zice, am o nedumerire. Și eram curios să văd. Zice, dar eu dacă mor, zice, unde plec la noapte? Că n-am nicio siguranță. Și mi-a dat seama că unii ori atâta putem să îndoctrinăm, să fim îndoctrinați, încât să nu mai cunoaștem adevărul lui Dumnezeu datorită lipsei Duhului Sfânt în viața noastră, încât facem lucrurile doar așa ca un niște automatisme, ne rugăm sus jos și noi nu mai avem nicio relație, că suntem goi de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și îmi dau seama că există trendul ăsta neplăcut în viețile noastre, să venim la biserică doar ca să fim la biserică și lipsește, eu vă spun, eu când mă duc la biserică, eu abia așa la biserică. Și acum când am lipsesc de la biserică, de la Orșova, de la Severin, tot timpul le spun, bă, lauda și închinarea să fie o închinare înaintea lui Dumnezeu. Duceți poporul înaintea lui Dumnezeu. Nu facem programe, că Dumnezeu nu are nevoie de programe. Facem slujbe duhovnicești, așa cum e și la voi, în care trebuie fiecare care vine în biserică să-L simtă pe Hristos și să fie gata să slujească pe Domnul. Pentru că noi nu slujim unui Dumnezeu gol de esență, unui Dumnezeu fără putere, unui Dumnezeu care este doar o chestiune fictivă. Noi slujim unui Dumnezeu care este autentic, care este viu și adevărat, un Dumnezeu care se implică. Un Dumnezeu care ne iubește, un Dumnezeu care este interesat de tine, de persoana ta. Când toată lumea ți-a întors spatele, acest Dumnezeu este gata să-ți dea siguranță, să-ți dea apartenență, să-ți dea certitudinea faptului că indiferent ce se întâmplă cu tine, tu ești în mâna lui Dumnezeu. Și în felul acesta vei face față provocărilor. În felul acesta o să începi să biruiești frica, o să începi să biruiești îndoiala, o să te implici în lucrarea lui Dumnezeu, că știi că Dumnezeu este cu tine. Dar mulți dintre noi că nu știm că Dumnezeu este cu noi, nu mai facem nimica. Lasă să facă, domnule, ăștia zice tine, că moi vremea lor, serios? Și vremea noastră, stimații ăștia cu cărul părunt, așa am vrut să zic și eu, cu părul cărunt, că mult mai feștim noi, tăi ce culori le facem, nu? Nu, ascultă-mă, când vremea ta a trecut, te trece Jesus dealul. Direct la Jesus mergi, dar nu poți merge fără invitație, numai că te cheamă El. Dar până atunci trebuie să slujești. Și am stat, m-am pus întrebarea asta și slujitorii.
din generația noastră. De ce cei mai mulți se retrag în spate, mă? Mă, câteodată îi luăm așa cu buldozerul și începem să îi împingem. Haideți, mă, oameni slujiți, haideți, faceți. Haideți să facem pentru generația asta, că pentru asta ne-a așezat Dumnezeu la Timișoara, în contextul secolului 21. Nu ca să fim o generație letargică, care nu mai avem putere fără esență. Vin pruncii noștri și aud că din trecut Dumnezeu a făcut asta și asta. Și astăzi Dumnezeu mai face. Mai face Dumnezeu și astăzi. Și astăzi Dumnezeu eliberează. Și astăzi Dumnezeu vindecă de cancer. Și astăzi Dumnezeu mai vindecă oasele. Și astăzi mai ridică Domnul din căruciorul cu rotile. Și astăzi Dumnezeu își face nume de slavă. Că El este Dumnezeu. Este un Dumnezeu imuabil care nu se schimbă cu generațiile. Dar problema este la noi, că în loc să fim toți împreună și să ne unim, Domnule, și să ne rugăm până Dumnezeu face minuni. A, păi unul cu al lui, unul cu al lui, unul cu altul, unul cu o gândire, unul cu altă gândire. Când de fapt tot ar trebui să ne unim. Scopul nostru care este? Scopul nostru comun este să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Împreună la pachet, niciunul să nu pierde. M-a plăcut ideea de îndemna fraților de la laudă și închinare în seara aceasta. Ne rugăm pentru cei care nu, încă nu-s mântuiți. Dacă nu stăm cu mâinile în buzunar, slavă Domnului că am venit să-ți mântuiți. Nu, după mine se închide ușa. S-ar putea să se închide ușa în fața ta. În fața ta. Înainte să intri, nu după ce ai intrat. În fața ta. Păi dacă noi nu mai există, păi Biblia vine și îmi vorbește că Dumnezeu este un Dumnezeu al vieții. Și El prin Duhul Său ce Sfânt, Duhul Sfânt, simaților, nu numai așa o chestiune din asta așa fictivă. A, păi, auzi, ești botezat, Dumnezeu, nu, eu sunt botezat mai bun ca tine. Păi nu despre asta e vorba. Păi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu a fost trimis de Domnul Iisus Hristos și de Dumnezeu Tatăl, ca noi să ne bătem care-s mai bun, care confesiune. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a fost trimis de Dumnezeu Tatăl și de Domnul Iisus Hristos ca să ne ajute în slăbiciunile noastre. Că nu știm cum să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește cu suspinări negrite. Roman capitolul 8, versetul 26 și 27. Dar dacă nu lăsăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și stăm noi supărat, morocănoși, ce mai vrei, frate Darius, acum cu noi? Că nu e, a dormit pe jumătate. Cineva au zis, frate Darius, nu uita, zice, că noi o să fim ăia primii răpiți. Că prima oară voi învia ăia adormiți în Domnul, zice, și noi ăștia adormiți în biserică, așa să fim. Mă, voi găsiți o soluție la toate lucrurile. E interesant lucru, mă. Indiferent cum îi, cum nu îi, tot găsim noi soluții, mă, să ne dăm argumentul potrivit pentru noi. Hai, bă, Domnul, milă de noi. Nu? Că așa o să zic unul câte niște. Să faci de noi, Domnul, că zice, ai dormit. Nu, zice, acum adormim. Numai că-i bai, că erau adormit și la propriu și la figurat. Vedeți? Dar de ce se întâmplă lucrurile astea? Nesiguranță. Când de fapt Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este singur care ne dă siguranță. Ne dă identitate, ne dă autoritate, apartenență. Nu mai suntem singuri, ne aparținem lui Dumnezeu și pe mine lucrul ăsta mă motivează ca să mă apropiu mai mult și mai mult de Dumnezeu în falimentele în care unii ori poate, bum, m-am regăsit și m-am dat seama că m-am trezit acolo și buici și de cap m-am trezit. Că doar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu asta face, ne ajută, nu ne face să ne, toată ziua să ne lamentăm, toată ziua să ne plângem, Domnule. Suntem o generație de plângăcioși, mă. Cum e, soră? Da, păi știe, Domnule. Dar cum ești, frate? O, zice, lasă-mă, frate, dar nu mai... Halo? Și Domnul, unde e toată ecuația? În seara asta, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne-a vorbit fiecare dintre noi. Într-un fel sau altul, fiecare dintre noi ne regăsim. Fiecare dintre noi ne vom regăsi. Fiecare dintre noi ni s-a oferit soluții. Fiecare dintre noi Dumnezeu ne-a vorbit. Nu a venit în seara asta să ne judece și să ne condamne și să ne arate că suntem vinovați, ci Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne-a convins că diferența dintre diavolul și Dumnezeu este în felul următor. Diavolul te condamnă și nu-ți oferă posibilitatea să te ridici, iar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu te convinge că în starea în care ești și vei continua așa, nu va fi bine pentru tine și îți oferă mediul și îți oferă metoda și soluția pentru a te ridica. Și asta este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu totdeauna ne-l va revela pe Domnul Iisus Hristos. Va fi subordonat Tatălui și totdeauna va da întâietate Domnului Iisus Hristos. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu niciodată nu te va face să o iei pe tarla. Niciodată nu se te facă să o iei pe alte drumuri și să fii un rebel și o rebelă și să trăiești în ostilitate față de Dumnezeu.
Ci Duhul Sfânt al lui Dumnezeu totdeauna te va duce la picioarele Domnului Iisus Hristos. Te va ridica din starea letargică în care ești. Te va ridica din crizele spirituale. Te va ridica din neputințele tale. Din robia neputinței, din robia fricii, a îndoielii, a necredinței, cu orice stare cu noi ne confruntăm. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne ridică și El este acela care pune în mâna fiecăruia dintre noi steag de biruință. La un moment dat, psalmistul David vinea și spunea în psalmul 118, versetul 15 și 16, el spunea în felul următor: strigă-te de biruință și de mântuire se înalță în cortul celor neprihăniți. Dreapta Domnului câștigă biruința. Dreapta Domnului se înalță. Dreapta Domnului câștigă biruința. Pentru că noi împreună cu Hristos formăm majoritatea și Hristos este Cel care ne-a dat biruința. Aduceți-vă aminte că în 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 14, la un moment dat Domnul Iisus Hristos, apostolul Pavel, călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, spunea: mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Său de biruință în Hristos Iisus. Adică suntem purtați nu din când în când, nu când ne simțim noi bine, nu când atunci când ne simțim în forță, când ne-am trezit dimineața și soarele pe cer și ne-am trezit plin de entuziasm și o să fie o zi fantastică. Nu. Ce Biblia vine și ne vorbește că Dumnezeu este acela care ne poartă totdeauna. Totdeauna este și când nu simți, și când ești în depresie, și când ești plin de frică, și când poate lucrurile s-au ruinat și toate corăbile tale s-au unecat. Și atunci când vrei să te resemnești și să arunci prosopul jos. Și atunci când spui gata, nu mai mă pocăiesc, nu mă mai duc la biserică, nu mă mai implic, nu mai dau, nu mai fac, pentru că nu. Și atunci ești purtat de Domnul cu carul de biruință și Dumnezeu, frumusețea este că îți schimbă modul de gândire. Și apoi când îți dai seama că nu a fost gândul ăla de la Domnul, vii și spui: Doamne, te rog, în bunătate ta, îndură-te de mine, ajută-mă să te iubesc mai mult, ajută-mă să te prețuiesc mai mult, ajută-mă, Doamne, să umblu cu tine mai mult și la un nivel mai înalt, cu demnitate, pentru că frumusețea umblării cu Dumnezeu nu este cauzată de eroarea care uneori s-a instaurat în viața noastră, nu? Și nu ne pocăim de frică. Ce Biblia vine și ne vorbește: nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Și fiecare zi Dumnezeu ne vorbește că ne iubește. Și fiecare zi Dumnezeu ne vorbește că e cu noi. Și fiecare zi Dumnezeu este gata să ne ducă. Și fiecare zi Dumnezeu este gata să-ți dea biruință. Dar trebuie să te ridici dacă o să spui: Doamne, am nevoie, Doamne, să fiu umplut de Duhul Tău cel Sfânt. Am nevoie, Doamne, de nădejde, am nevoie de speranță. Doamne, falimentul ăla tot mă denigrează și tot îmi face, Doamne, numai neplăcute de atâta vreme, Doamne. În numele Tău, mă rog, Doamne, dă-mi biruință. Doamne, mă rog împotriva lui, Doamne, să fie falimentat, Doamne. Orice alimentare negativă, orice alimentare pesimistă să fie falimentată. Că doar Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care totdeauna ne dă soluții la problemele noastre. Nu o să fim scutiți de ele, că asta nu e Evanghelia prosperității. Că Hristos a spus: în lume veți avea necazuri. Dar Domnul Iisus Hristos a mers mai departe și a spus în felul următor: dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea. Și noi împreună cu Hristos suntem mai mult decât biruitori. Invit grupul de laudă și închinare să pregătească cântarea, că deja v-am predicat o oră și 10 minute, păstă mai mult decât m-am programat în seara aceasta, dar vrem în seara aceasta să nu încheiem așa, ci vrem să ne rugăm și vrem să vă oferim posibilitatea fiecăruia dintre noastră. Nu doar să ne recunoaștem, nu doar că am identificat anumite enigme din viața noastră și ne-am dat seama de ce avem problemele care le avem, dar în seara aceasta, Cel care este soluția noastră este Dumnezeul oștirilor. El este prezent în locul acesta. El este gata să lucreze în dreptul nostru și El este gata să rezolve problema noastră. Și seara aceasta poate să fie seara noului tău început, indiferent de natura, indiferent de lucrurile cu care te confrunți, indiferent de stările pe care le ai. Ascultă-mă bine ce spun. Au fost alții mai rău ca și tine, ori fost alții mai jos ca și tine, dar Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu nu a fost suficient de scurtă să ne ajungă la ei, ci mâna lui Dumnezeu a fost suficient de lungă și se aghețe și se ridice de acolo. Dar au fost oamenii aceia care au zis: Doamne, am nevoie de Tine. Am nevoie, Doamne, să lucrez în viața mea. Am nevoie să lucrez în casa mea. Am nevoie să lucrez în căsnicia mea. Am nevoie, Doamne, să lucrez, Doamne, Doamne, la jobul meu. Am nevoie, Doamne, să lucrez cu mine, Doamne, în circumstanțele în care mă aflu. Și Dumnezeu a fost acela care totdeauna a fost gata să intervină, că Domnul nostru este un Dumnezeu bun, un Dumnezeu credincios, un Dumnezeu care este gata să-și arate bunătatea față de fiecare dintre
dintre noi. Haideți să intrăm în cântarea aceasta, dar în același timp noi ca biserică, în timp ce ei cântă, haideți să intrăm în rugăciune fiecare dintre noi. Vă invit să ne ridicăm în picioare și în momentele următoare, fiecare dintre noi să intrăm și să ne facem o autocercetare, o autoverificare. Fiecare dintre noi să lăsăm pe cel din stânga și dreapta și gândește-te bine la stările poate de faliment. Că seara asta Biblia vine și ne vorbește că Domnul ne spune fiecare dintre noi: Domnul este cu tine, viteazul, Domnul este cu tine, viteazule, Domnul este cu tine. Nu mai spune Domnul meu, dar uită-te la ce a fost, că Domnul spune în felul următor: în seara asta vei birui falimentul din viața ta. Nu cum spune fratele Darius, pentru că spune Dumnezeu, în seara asta vei birui falimentul din viața ta prin faptul că Hristos este cu tine. Mărit să fie numele Domnului. Și mă rog ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne conștientizeze mai mult decât în vorbele și cuvintele sărăcăcioase pe care le-am avut în seara asta pentru noi, El să o facă, pentru că El este în măsură să o facă. Dar în seara aceasta, dacă cineva dintre dumneavoastră are nevoie de rugăciune, poate pentru dumneavoastră, pentru altcineva, în seara asta suntem la dispoziția noastră și a Domnului și împreună cu frații slujitori ne vom ruga pentru cei care poate în seara aceasta aveți nevoie ca Domnul să atingă de noastră. Prin faptul că vei ieși dintre scaune, nu este un semn al slăbiciunii, ci este un semn al faptului că seara aceasta poate să fie o piatră de aducere a minte în viața ta. O piatră de hotare în care Dumnezeu să-și facă numele de slavă. Ei vor cânta, noi ne vom coborî jos, vom sta înaintea Domnului în rugăciune. Dacă nu ieșiți, nicio problemă, ajung mai repede acasă la Ligia și la cei 5 prunci și la nepoțică, așa că eu nu mă supăr, dar vreau în seara să stau la dispoziția voastră și vreau în seara aceasta să venim înaintea lui Dumnezeu. Haideți să intrăm în închinare, închidem ochii, intrăm în rugăciune și ne rugăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să lucreze. Am uitat să vă spun, am și o carte pe care am scris-o, o să o găsiți la sfârșit, asta e o altă, bine, poveste, dar haideți în seara asta să facem ceea ce Domnul ne-a pus pe inimă să facem în seara aceasta și Domnul să lucreze. Doamne, venim înaintea Ta.